seara și bine v-am găsit la o nouă seară a Secretelor Sănătății. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă o săptămână ne-a ocrotit și ne-a păzit și ne putem revedea din nou. În această seară am să vă prezint o cremă pe care o putem folosi la diverse prăjituri, la foi, la torturi. Cremă, pentru această cremă nu avem nevoie de unt, nu avem nevoie de margarină. Știm că margarina e foarte toxică, deci vă voi prezenta o cremă dietetică pe care o puteți folosi la orice fel de prăjitură. Pentru această cremă avem nevoie de orez fiert, observați, puțin lapte de soia, deci nu lapte de origine animală, lapte de soia, pe care l-am făcut din lapte praf. Se găsește lapte praf de soia, fără aditiv, deci un lapte fără conservant și aditiv, praf și se prepară instant cu apă caldă. Îl găsiți la produsele raionului produse naturiste din cadrul Centrului de Sănătate San Radex. Pentru început vom lua orezul bine fiert, se pune în mixer. Foarte bine fiert, orezul îl punem în apă când apa fierbe, îl lăsăm să dea 2-3 clocote și apoi îl punem la capac și el se umflă și se fierbe foarte bine. Uitați ce bine fiert este. Deci, adăugăm orezul în mixer. Să luăm ca să se vadă. Așa. Vom mixa orezul cu puțin lapte de soia pentru început. Deci vom pune lapte de soia. Dacă mai trebuie, mai adăugăm pe parcurs. Are. Dacă este bine omogenizat, îl desfac puțin ca să vă arăt. Deci, dacă este prea lichid, mai putem adăuga orez. Dacă e prea gros, se mai poate adăuga puțin lapte. Deci, observați, aici mai trebuie puțin mixat, că nu este chiar bine fără mixat. Îl mai mixăm puțin. Consistența este destul de bună. Zahăr din trestie, zahăr negru sau zahăr brun. Nu folosim zahărul alb, pentru că știți că zahărul alb se mai numește și criminalul alb. Deci este foarte toxic. De ce este toxic? Pentru procesul lui de albire prin care este tratat, este deosebit de toxic pentru noi, de aceea îi spune și criminalul alb. Deci folosim zahăr brun din trestie sau zahăr negru. Se găsește, nu-i nici, deci găsiți oriunde. Adăugăm, depinde cât de dulce vrem să fie crema. O să gustăm, deci o mai mixăm cu zahărul. O să gustăm puțin. Deci acesta este crema de lămâie. O să luăm într-un bol puțină cremă.
o să luăm puțină cremă de lămâie, pentru că o să folosim în seara asta la o anumită prăjitură pe care o să vă prezint și va trebui să am o cremă de lămâie și următoarea cremă pe care o facem, nici nu trebuie să o scoatem din mixer, ci vom adăuga aici roșcova și vom obține o cremă de, deci cremă e destul de consistentă, dacă mai dorim mai putem să o facem și mai consistentă. Deci crema de lămâie, asta este de lămâie, iar acum vom adăuga praful de roșcovă în diferența. Praful de roșcovă este un praf care se obține din păstaia de roșcovă, arată așa și are gustul dulceac, puțin dulceac, are culoare maro ca și cacao, deci nu folosim cacao, știm că este excitantă, ea arată așa. Așa arată roșcova, praful și vom pune în cremă praful de roșcovă. Vom mixa, eventual mai punem o lingură de zahăr. O să vedeți acum crema din roșcova. Așa arată. Aducem lingura și o punem și asta într-un bol. Deci, uitați, arată foarte bine. Miroase foarte bine. Praful de roșcova are un miros foarte plăcut. Deci, fără să folosim lapte, fără să folosim unt, margarină, putem obține creme dietetice din care putem să servim fără probleme, la discreție, pentru că nu o să avem probleme cu sănătatea, nu o să ne crească colesterolul, pentru că acestea sunt, nu au decât orez, puțin ulei presat la rece și, ați văzut, lămâie, puțin zahăr negru și roșcovă în crema asta, iar aici lămâia. Acum, aceste creme, după cum am spus, se pot folosi la blaturi de tort, se pot folosi la foi de prăjitură sau se pot folosi pe diverse amestecuri de fructe, salate de fructe, de exemplu. În această seară am să vă prezint o prăjitură cu uibixuri. Uibixurile sunt niște cereale presate, deci sunt cereale fulgi de secară, grâu, orzovăz, presate, sub formă de ca niște biscuiți arată. Și o să vă arăt ce prăjitură deosebită poate să iasă cu aceste uibixuri. Deci sunt cereale presate, după cum vedeți aici pe cutie. Sunt exact presate, o să vi le arăt acum. Și o să vedeți cum facem o prăjitură din uibixuri. Așa arată un uibix. Deci, dacă vă uitați, sunt exact cereale presate și sunt foarte sănătoase. Deci nu au niciun fel de aditiv, pur și simplu cereale presate. Cum vom proceda? Vă luăm un vas în care vom așeza prăjitura. Vom lua un vas în care vom pune puțin lapte de soia. Mai avem lapte de soia aici. Așa. Și fiecare uibix o să-l trecem prin soia pentru a se muia puțin. Deci, îl trecem prin laptele de soia. Ca el să se umezească, să-și ia foarte bine lapte. Laptele de soia este un lapte foarte nutritiv, foarte gustos, pentru că are un gust puțin dulceac și este foarte sănătos. Deci nu este necesar să luăm hormon de origine animală, din laptele de origine animal, când avem la îndemână un lapte de soia deosebit de gustos și hrănitor. Știe toată lumea, soia este foarte bogată în proteine, deci ne luăm cantitățile de proteine
Deci fiecare bucată de uibic se înmoaie bine, foarte bine trebuie înmoiat. Chiar dacă puțin se rupe, nu-i nicio problemă. Așa. Să mai adaug puțin lapte. Fiind presate așa, ele înghit foarte mult lapte și trebuie bine înmuiate. Da, așa. Mai putem pune unul. Așa se aranjează în vas. Asta o facem pe jumătate ca să aranjăm să fie vasul plin. Așa de moi trebuie să fie. Aici mai adăugăm puțin lapte, ca ele să fie foarte, foarte bine îmbibate în lapte. Asta este esențial la uibixuri, să fie foarte, foarte bine îmbibate. Deci, după ce am pus asta, o să punem o cremă de lămâie. Aranjăm un strat de cremă. Iese o prăjitură deosebit de gustoasă. Aranjăm bine și vom face încă un strat de uibixuri. Putem face această prăjitură, putem oferi familiei noastre și copiilor cu toată încrederea. Nu are niciun fel de euri și aditivi. Este sănătoasă. Acum vom pune încă un strat de uibixuri. Mai adăugăm puțin lapte. Înainte de uibixurile astea, o să punem câteva fructe de merișoare. Crema fiind de lămâie, merișoarele sunt puțin acrișoare. Sunt niște fructe care seamănă cu stafidele, deosebit de bune în afecțiunile renale. Există și medicamente cu extract de merișor. Așa, și vom adăuga și puțină nucă. Din loc în loc, miez de nucă. Deci aici, după imaginație, puteți să completați cu ce credeți că merge foarte bine. Și acum vom pune încă un strat de uibixuri care l-am lăsat să amuiat foarte bine. Puțin lapte. Așa. Deci pentru cine a deschis mai târziu, pot să repet, pentru această prăjitură avem nevoie de uibixuri și o cremă din orez, pe care ați văzut-o, se prepară din orez mixat cu lapte, la care adăugăm puțin zahăr brun, din trestie sau de zahăr de sticlă, așa, și puțină lămâie, se obține crema de lămâie, iar în jumătate crema adăugăm roșcovă și obținem o cremă din roșcovă. Încă două completăm să fie complet. Uibixurile se pot consuma și ca atare. Se pot consuma dimineața la micul dejun, se pot consuma seara cu fructe, cu ceai, cu compot. Sunt foarte gustoase. Punem două jumătăți. Și sunt foarte hrănitoare. Fiind cereale,
Deci, acum vom adăuga crema de roșcă. Uitați ce frumoasă este. Și vă spun ce gustoasă este. Și miroase foarte bine pentru că miroase a roșcovă. Nu știu dacă cunoașteți, acest praf îl găsiți la farmacia cu produse naturiste din cadrul Centrului de Sănătate San Radex. Din câteva linguri de orez am obținut două feluri de cremă pe care o puteți folosi și la foi, cum am spus, la torturi. Așa. Deci aceasta este prăjitura de ibiță. O să punem câteva fructe. Demerișor. Putem să ornăm după imaginație tot așa cu nucă de cocos, de exemplu, cu nucă. Așa. Și o să aducem și puțină nucă de cocos ca să îi dăm o culoare albă. Să o deschidem puțin la culoare, o să punem și puțină nucă de cocos. Nuca de cocos este nucă de cocos felii. Înfeliată, deci nu este măruntă. Astfel pregătită, această prăjitură nu se poate consuma imediat, ci o să punem la rece, la frigider și se consumă a doua zi. Ea, fiind rece, este deosebit de bună, deci trebuie puțin să stea la rece, ca să se... este ca un tort, se servește. Deci aceasta este prăjitura cu cremă de roșcovă și rămâie din uibixuri. Vă rog să aveți încredere și să o încercați, pentru că este deosebit de bună, dar nu numai bună, ci este foarte sănătoasă, fiind numai cu cereale, nu are niciun fel de grăsime decât puțin ulei vegetal, ați văzut presat la rece, și se poate obține. Deci ne putem alimenta fără să ne dăunăm sănătății prin consumul de unt, margarină și alte grăsimi de origine animală. Vă doresc poftă bună! O seară binecuvântată, multă sănătate și să ne putem revedea săptămâna viitoare. La revedere!